Emisiune prezentată de School of Light. Astăzi sunt în fața ta în calitatea mea de fondator School of Light, trainer și facilitator de cursuri de dezvoltare personală și spiritualitate. Iar astăzi am ales să împărtășesc cu voi o serie de principii ale succesului, așa cum sunt ele prezentate în literatura de dezvoltare personală a lumii, dar așa cum sunt traduse în înțelegerea și experiența mea. Obiectivele sunt ținta către care vrei să ajungi și există o diferență între vise și scopuri. Scopurile sunt vise operaționalizate, sunt vise la care pui niște unități de măsură, pui niște standarde pe care le atingi, pe care le parcurgi, pui niște pași intermediari. Dacă nu știi unde vrei să ajungi, cum o să ajungi acolo? Ironia este că foarte mulți oameni își planifică mult mai atent, mult mai serios, mult mai aplicat o vacanță, sigur, nu acum în timpul pandemiei, dar să spun că foarte curând, pentru că încep lucrurile să se relaxeze și cu partea aceasta de turism, dar vorbind la modul general, oamenii își planifică mult mai atent, cu mult mai mult timp și grijă un concediu decât își planifică viața. Pentru că trăim foarte mult la întâmplare, trăim foarte mult reactiv. Dacă tu ai un obiectiv foarte clar spre care vrei să mergi, îți selectezi din mediul tău alegerile care să te conducă către acel obiectiv, pui în balanță dacă accept acest job mă va duce mai aproape de obiectivul meu sau mă va îndepărta, dacă accept acest partener sau parteneră de viață mă va duce mai aproape de obiectivul meu sau mă va îndepărta, dacă accept acea prietenie sau să ies la acea bere, acea cafea, acea discotecă, acel club cu aceste persoane, mă va duce mai aproape de obiectivul meu sau mă va îndepărta? Dacă citesc această carte, mă va duce mai aproape sau mai departe? Dacă mă uit la această emisiune de televiziune, la acest film, la această piesă de teatru, dacă voi merge la acest curs de dezvoltare personală sau spiritualitate, mă apropie sau mă îndepărtează de obiectivul meu? Dacă avem un obiectiv foarte clar în cap, suficient de puternic și semnificativ pentru noi, încât toată viața noastră să se așeze în jurul acelui obiectiv, dacă putem să punem absolut toată viața noastră în susținerea acelui obiectiv, atunci șansele noastre de a materializa acel obiectiv se apropie de 100%. Se spune că dacă tu nu ai un obiectiv pentru viața ta, vei munci pentru alții care au. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fim toți antreprenori sau milionari sau așa mai departe. Este vorba despre ceea ce te împlinește pe tine. Este vorba despre talentele pe care le ai și despre ceea ce răspunde cel mai mult nevoilor tale. S-ar putea ca tu să fii un om senzațional de împlinit, câștigând o sumă mai modestă lunar, dar făcând ceva care te împlinește cu adevărat și având o anumită liniște și siguranță. Poate că nu-ți trebuie pe cap responsabilitatea și grijile unui antreprenor care are 1000 sau 5000 de angajați. Pentru fiecare obiectivul este diferit, dar ceea ce este important este ca tu să îl ai pe al tău și să ai posibilitatea să nu mai reacționezi la ceea ce trimit ceilalți către tine. Pentru că noi ce facem? Ne trăim viața reacționând. Deschidem telefonul mobil, 1000 de notificări de la tot felul de aplicații vin spre noi, 1000 de mesaje de la persoane care au și sentimentul că acum, existând aceste dispozitive și aceste rețele de socializare, trebuie să și răspundem instantaneu și ajungem să ne trăim viața din reacție la ceea ce vor alți oameni sau la urgențele altor oameni, pentru că tu nu ai prioritățile și obiectivele tare. Bună! Sunt Alexandru Răducanu, fondatorul Canal 33.
Dacă vă place Canal 33, nu uitați să ne lăsați un like. Pentru mai multe emisiuni interesante de vizionat, apăsați pe bannerul care se derulează pe ecran în colțul din dreapta sus sau direct apăsând butonul rotund cu I, iar dacă vreți să urmăriți mai multe emisiuni Canal 33, apăsați butonul subscribe sau abonează-te din partea de jos de sub clip în dreapta ecranului. Și nu uitați să ne lăsați un coment în secțiunea de comentarii de mai jos. Mulțumim!